Diplomare este un fertilizant foliar al companiei Plimax Spania, care este rezultat dintre sinergia extractului de alge marine Eclonia Maxima și microelemente, care ajută la creșterea și dezvoltarea plantelor. El se aplică pe toate culturile de cereale, porumb, floarea soarelui, pom fructiferi. Doza este de 2-3 litri la hectar. Se aplică în perioada de vegetație undeva la 4 frunze ale culturilor, înainte de înflorit și la formarea fructelor. Este un produs nou care are un conținut de 92% substanță organică obținut din alga Eclonia și în acest extract foarte concentrat se găsesc toate elementele și microelementele necesare unei culturi să se dezvolte și să plece în vegetație cât mai repede. Eclomar are o concentrație mare de fitohormonii naturali cu rol esențial în creșterea vegetativă, înflorire și polenizare, formarea fructelor și creșterea semnificativă a producției cerealelor. În plus, conținutul ridicat de acid alginic, betaină și manitol oferă culturilor toleranța necesară la secetă și la temperaturi ridicate. Dozele recomandate încep de la 1,5-2 litri pe hectar la floarea soarelui și cereale păioase și ajung la 3-4 litri pe hectar la pomii fructiferi. Am adus acest produs în portofoliu datorită faptului că în anii trecuți se manifestă seceta la un nivel foarte ridicat în perioada polenizării, la floarea soarelui, la porumb, chiar și la pom fructiferi. Faptul că are un conținut de alge marine de 92%, având un rol de biostimulare, credem că este o soluție pentru perioadele de secetă din lunile iunie, iulie, în perioada în care floarea soarelui, de exemplu, porumbul, polenizează. Efectele se văd în cantitatea și calitatea producției.